astăzi au avut loc 8 percheziții la directorii a 6 firme care au beneficiat de credite de la Banca de Economii și la 2 companii de evaluare. În perioada 2009-2012, agenții economici ar fi contractat de la bancă mai multe credite, în sumă totală de peste 700 milioane de lei, iar companiile de evaluare ar fi supraestimat valoarea bunurilor puse în gaj. În urma acțiunilor de urmărire penală a fost reținut unul dintre beneficiarii creditelor de la BEM. Din punctul meu de vedere, trebuie să salvăm Banca de Economii și mai trebuie identificate soluțiile necesare ca această bancă, care este una sistemică, să fie funcțională. Declarația a fost făcută de liderul PLDM Vlad Filat după ședința de joi a legislativului. Vis-a-vis de faptul că Banca de Economii, Banca Socială și Unibanca ar putea fi lichidate, președintele liberal-democrat a menționat că astfel de discuții nu au fost purtate între el și premier. Mai mult, Vlad Filat a evidențiat că problema BEM este una deloc simplă și orice decizie în acest sens trebuie luată într-o manieră foarte responsabilă și nu populistă. Recent, liderul socialist Igor Dodon a declarat la o conferință de presă că dispune de informații potrivit cărora s-ar pregăti anume lichidarea celor 3 instituții bancare vizate. În același timp, pe site-urile celor 3 bănci au apărut anunțuri că instituțiile activează într-un regim normal. Doar 5 state din cele 28 de țări membre ale UE au mai rămas să se decidă asupra ratificării acordului de asociere a Republicii Moldova cu Uniunea Europeană. Statele votul cărora este așteptat sunt Grecia, Austria, Cipru, Italia și Spania. Ultima țară care a ratificat documentul a fost Slovenia. Acordul de asociere dintre Republica Moldova și UE a fost semnat în iunie anul trecut. 12 observatori ai OSCE cu sediu la Chișinău și alți 14 observatori pe termen lung urmează să vină Moldova săptămâna viitoare. Aceștia vor monitoriza scrutinul local din 14 iunie. Pe parcursul acțiunilor de observare, misiunea se va întâlni cu reprezentanții autorităților de stat, partidele politice și candidații, dar și cu reprezentanții societății civile, ai mass media și ai comunității internaționale. Cu raportorii APCE, Liz Christoffersen și Piotr Vah vor susține o conferință de presă astăzi la Chișinău vis-a-vis de rezultatele vizitelor în țara noastră. Programul oficialilor europene a cuprins mai multe întrevederi cu autoritățile din Moldova, inclusiv cele din Găgăuzia. Totodată ei s-au întâlnit și cu liderii unor partide. Așa, în cadrul întrevederii cu președintele PLDM Vlad Filat, însoțit de un grup de deputați liberal-democrați, cu raportorii APCE au apreciat pozitiv activitatea delegației parlamentare a Republicii Moldova la APCE, condusă de vicepreședintele parlamentului Liliana Palihovici. Totodată, referindu-se la Găgăuzia, Vlad Filat a evidențiat că e necesară menținerea unei comunicări mai strânse, iar vis-a-vis de situația din sistemul bancar, Filat a reiterat faptul că instituțiile statului trebuie să investigheze situația și să atragă la răspundere pe cei vinovați. Tinerii din Moldova pot beneficia de 3 burse la prestigiosul Institut de Stat de Relații Internaționale din Moscova, Rusia, pentru anul de studii 2015-2016. Pretendenții urmează să susțină un test la limba rusă pe 26 iunie și la limbile străine pe 30 iunie. Actele de înscriere pentru candidați pot fi depuse până pe 25 mai la Direcția Relații Internaționale și Integrare Europeană a Ministerului Educației. Alte 5 companii vinicole din Găgăuzia vor obține acces pe piața din Federația Rusă, potrivit Bașcanului Autonomiei Irina Blah. În timpul apropiat, în Găgăuzia va sosi un grup de specialiști ruși care vor studia posibilitatea de extindere a exportului producției vinicole din autonomie și de reluare exportului producției din carne, fructe și legume. Un spectacol extraordinar îi va fi oferit publicului de la Chișinău de către mai mulți actori renumiți din Rusia, printre aceștia regăsindu-se Maria Aronova sau legendarul Veniamin Smehov, cel care a interpretat rolul lui Atos în îndrăgita peliculă rusească despre mușchetari. Postul RTR Moldova este partenerul media al evenimentului, care va avea loc pe 17 mai la ora 18 la Teatrul de Operă și Balet Maria Bieșu din Capitală. Rusia va desfășura în al doilea semestru al acestui an 5 exerciții militare comune cu China, India, Mongolia și foste republici sovietice care nu sunt membre NATO, a anunțat Kremlinul. Exercițiile vor fi consacrate menținerii păcii și luptei contra terorismului. Apar tot mai multe semnale că Germania preferă să lase Grecia să iasă din zona euro decât să accepte un compromis cu executivul de la Atena. Astfel, recent, Thomas Steven, adjunct al ministrului german de finanțe, a declarat că Grecia nu poate fi aruncată din zona euro. Ar trebui ca Grecia însăși să spună dacă vrea să iasă din eurozona.
România se numără printre statele Uniunii Europene cu cel mai mare număr de ore obligatorii de lucru săptămânale, 40 la număr. La polul opus este Franța, unde săptămâna de lucru este de numai 35,6 ore. Cât ține de sărbătorile legale declarate zile nelucrătoare, media anuală europeană este de 12,2 zile. Cel mai mare număr al acestora este în Cipru, 17, iar cel mai mic în Spania, doar 8.